case a spațiului public cu mașinile atât locatarilor care locuiesc în această zonă, cât și a celor care vin în zona comercială care este centrul municipiului Târgoviște. Este încă o promisiune pe care ne-am onorat-o și când spun ne-am onorat-o, să știți că mă refer nu neapărat numai la executivul primăriei, cât și la Consiliul Local. Și cea mai bună dovadă este că astăzi, alături de mine, sunt și reprezentanții executivului, dar și consilieri locali, care le mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-au acordat în dezvoltarea proiectelor municipiului Târgoviște. Este foarte important să continuăm ceea ce am început și să ne ținem promisiunile pe care le-am făcut cetățenilor. Cetățenii au nevoie de un oraș urbanizat pentru secolul 21, pentru anul 2013-2020. Acesta este proiectul nostru pe care îl propunem târgoviștenilor și care sunt sigur că a găsit un răspuns pozitiv la aceștia. Nu pot să nu fac vorbire puțin și de momentul de ieri, mai bine este alaltă ieri, când la anunțul primăriei cu privire la încercarea de a cere sprijinul cetățenilor de a elibera această zonă de mașini, tocmai pentru ca frontul de lucru să fie unul plin și să lucrăm cu 100% din capacitate, am avut opreliști pe care le-am dezavoat și continui să le dezavoiesc. Toți trebuie să facem front comun pentru ca Târgoviștea noastră, a tuturor, să arate de la zi la zi mai bine. Lucrarea este executată conform contractelor pe care Primăria Municipiului Târgoviște le are, este finanțată 100% din bugetul local al municipiului și încă o dată sper că am produs doar satisfacție tuturor locuitorilor municipiului Târgoviște, locatarilor, dar și celor care vin în această zonă cetă. Primar, s-a amestecat iar trecușorul politic în treaba asta. Au fost oameni de bine care au răspândit zvonul că lucrarea se face cu sponsorizare de la PSD. Nu, așa, asta este o minciună enormă și nu poate fi vorba de așa ceva. Nici o lucrare care se execută în municipiul Târgoviște nu se execută cu sponsorizare venită de la un partid politic. Așa ceva nu există, nu a fost, nu este și nu va fi posibil vreodată. Toate lucrările sunt executate ori din bugetul municipiului Târgoviște, aprobat de Consiliul Local, ori din bani veniți de la guvern sau atrași prin fondurile europene. Nu partidele, nu persoanele fizice sau juridice finanțează sau sponsorizează astfel de activități ale executivului și ale primăriei. Acestea sunt făcute din banii publici ai târgoviștenilor și executivul doar le pune în operă și le face spre binele cetățenilor. Ar știți câte de votări ați obținut în zona la alegerile locale? Nu mă interesează și să știți că am vrut să punctez și acest lucru. Nu efectuăm lucrări în zonele unde s-au obținut voturi mai multe sau mai puține. Nu țin cont de acest aspect politic. Pentru mine Târgoviștea este un tot unitar, este municipiul reședinței de județ, este orașul în care trebuie să trăim cu toții la fel de bine, indiferent de cartierul în care stăm. Într-adevăr, există unele cartiere în care infrastructura nu este la fel de bună, însă ați văzut, am început cu podul TI și am continuat cu Micro 6, cu Unirii, am fost în Micro 8 și în Micro 9, acum suntem în zona de centru. Aproximativ toate cartierele din municipiul Târgoviște o să intre în reabilitare anul acesta și până la sfârșitul anului nu vor mai exista probleme majore în traficul din Târgoviște. Ba mai mult, pentru săptămâna viitoare, pentru marți, o să pregătim cea mai plăcută surpriză târgoviștenilor, cred eu, în ultimii 5 ani de zile. Care e? De-aia este surpriză, să vă spun de ea marțea viitoare. Ce alt cartier urmează să intre în reabilitare? După ce o să terminăm cu această parcare, care sper astăzi, dacă nu o să fie problemă, o să se marcheze, lăsăm să se usuce, vă spuneam, săptămâna viitoare o să și marcăm. După cum vedeți, sunt montați și stâlpii de iluminat public stradal, care sunt dotați cu corpuri de iluminat noi, care sunt în eficiență energetică. De săptămâna viitoare intrăm pe Macilor, o stradă care este adiacentă lui Tudor Vladimirescu vis-a-vis de Distrigaz, pe care am pregătit-o și care nu cred că a fost asfaltată niciodată, ca și pe Valul Cetății. Este o zonă care trebuia să fie refăcută. Deci săptămâna viitoare suntem în acea zonă, după care o să vă ținem la curent în fiecare săptămână cu progresul lucrărilor noastre.